Ia stați așa că bă, s-a auzit și el scandal și a ieșit la poartă. A ieșit, s-a uitat, a văzut care-i situația și pac, a intrat în casă. Păi da, în casă, sub plapumă, pe întuneric, pe Facebook, doar acolo mai poate președintele să facă scandal. Vă dați seama ce conferință de presă ar fi ținut Nea Traian în seara asta la ora 6 la Cotroceni? Cum ar fi făcut el programul televiziunilor de știri? Cum ar fi fixat el agenda publică? Ce marfă le-ar fi dat de tocat jurnaliștilor, analiștilor, comentatorilor? Cum i-ar fi jignit pe cei de la Antena 3? Ce vorbești, mă, spectacol total? Așa, ce să faci, mă, cu Klaus Iohannis? Ați văzut, a ieșit, a zis că îl dă pe Ponta, pe mâna poliției. Păi așa să joacă, bre? Mergem la poliție? Fii mă plăvane, bărbat! Hai încoace, hai să ne tăvălim nițel prin Rahat! Să vadă lumea cât de mult ne pasă! Nu, a? Nu vrei. Băsescu a scris așadar pe Facebook despre scandalul dintre Ponta și Iohannis pe subiectul codului silvic. Tata Socru, fostul ministru al agriculturii Ilie Sârbu, a patronat semnarea în 2003 a unui contract pe 10 ani cu austriecii de la Schweighofer. La semnarea contractului, șeful corpului de control era actualul premier Victor Viorel Ponta. Actualul director general de la Romsilva, domnul Adam Crăciunescu, protejat al lui Tata Socru, era secretar de stat, responsabil cu pădurile în Ministerul Agriculturii atunci când s-a semnat contractul cu austriecii. În 2013, când contractul pe 10 ani al austriecilor a expirat, Victor Viorel Ponta era prim-ministru, Adrian Crăciunescu era director la Romsilva, iar Tata Socru devenise celebru samsar al codrilor și terenurilor agricole ale României. Niciunul nu a făcut nimic pentru a pune frână lăcomiei austriecilor. Cum ar spune Vanghelie, dacă ar fi pe banii lui la o televiziune unde plătea salariile din sacoșă, le-a dat băse la rotula de jos. Și stați că nu s-a oprit aici, adică e supărat rău de tot pe Viorel. Citez din postarea președintelui. Ticălosul plagiator și mincinos încearcă să arunce mortul peste gardul Cotrocenilor. Mă rog, e nescris, bă, se bagă mult text. Se ia și de Iohannis că e, auzi, suficient de inabil. Păi de ăsta ne ești, Nea Traiane. Ponta e ticălos, plagiator, mincinos și Iohannis e suficient de inabil. Spune-i direct că e prost, că doar matale ești deștept. Ce naiba, doar știm toți asta. Ia că l-a sunat B1 să mai dea nițel cu drujba. Era un domn acolo și întotdeauna văd că revine leitmotivul. Dar ce-a făcut 10 ani Băsescu cât a fost președinte? Uite, o să-i spun acestui domn și poate și altora. Să știți că n-am avut putere executivă mai mare decât are Iohannis acum. Bun. Dar firma austriacă n-a fost subiect de dezbatere publică până acum de curând. E, sigur, asta a fost problema în ultimii 10 ani. Nu a existat dezbatere pe acest subiect. Că dacă era dezbatere... Și mai spune președintele... Ponta, vezi că mortul este la tine, în familia ta, în administrația ta și în clientela ta politică. Vezi, Hrebenciuca, Adam, Ilie Sârbu. Domnule președinte, s-ar putea să aveți dreptate, domne, da? Știți cum e în politica asta românească? Fiecare cu morții lui. Ponta i-are pe-ai lui, dumneavoastră pe-ai dumneavoastră, de-aia zic. Ideea e să vă lăsați odată duși cu vii, cu morți. Dacă e nevoie, bănuții ăia de pus pe ochi, îi dăm noi. Să nu dați cu jula și la ăia, că-i păcat, da?